Bună! Astăzi vă voi ajuta cum am reușit să-mi recuperez codul de siguranță la un radio CD auto marca Symphony 1. Să zicem că ați achiziționat o mașină second-hand, iar fostul proprietar nu v-a dat și codul de siguranță al radioului. La un moment dat, deconectați borna de la baterie, iar la reconectare aveți neplăcuta surpriză să constatați că radioul vă cere codul de siguranță. În acest caz, fie consultați un specialist care vă recuperează codul în circa 20 de minute, fie, dacă sunteți pasionați de electronică, încercați dumneavoastră să faceți acest lucru, m-am făcut și eu de altfel. Acesta este radioul. Găsiți pe internet mai multe informații despre recuperarea codului, loc unde de altfel m-am documentat și eu. Ok, pentru început, fie achiziționați un programator care să știe să citească tipul de memorie în care este stocat codul, împreună cu un adaptor, acesta este programatorul, tipul de memorie este 93C56, știe mai multe tipuri de memorie să citească și să scrie acest tip de programator, împreună cu adaptorul acesta vă scutește de dezlipirea componentei SMD de pe placa de bază a castofonului, care este destul de mică și alunecoasă. Deci fie achiziționați programatorul, fie mergeți la un specialist, sau dacă vreți să construiți dumneavoastră un programator, vă recomand pe acesta. Eu l-am construit deja, se folosește cu softul Pony Pro, este destul de simplu, câțiva rezistori, niște diode, adaptor pentru circuitele integrate, o mufă serial, știe să citească mai multe și să scrie mai multe tipuri de memorii. Aici aveți schema și PCB-ul, destul de simplă. Eu am folosit metoda fierului de călcat pentru transferul termic al cablajului. Ok, după ce ați construit programatorul și ați instalat softul Pony Pro, puteți să-l descărcați accesând acest link. Fie scrieți pe Google Pony Prog. Intrați pe site-ul lancos.com. Aici am selecționat download. Aveți versiune beta. Toate sunt beta. Dați click să descarcă. Va trebui să-l instalați pe un Windows 7 sau XP pe 32 de biți. Vă voi arăta mai încolo interfața programului Pony Prog și cum am reușit să recuperez codul. Încă ceva. După ce ați citit memoria eeprom notată S220 în cazul acestui tip de radio, va trebui să salvați datele într-un format bin, să le salvați pe desktop sau memoria calculator unde vreți dumneavoastră, și să deschideți cu un program descărcat de pe acest site. Nu prea inspiră încredere site-ul ăsta. Dacă dați click aici, o să vă deschidă pagina aceasta unde aveți mai multe tipuri de castofoane. Am ales în funcție de seria scrisă pe radioul meu acest link. Am dat click. După care mi s-a descărcat o arhivă RAR care conținea două fișiere, executabilul acesta și acest dump, care practic este asemănător cu cel care l-ați salvat dumneavoastră din memoria eeprom cu codul dumneavoastră. Și după ce ați deschis programul, dați open, alegeți memoria salvată de dumneavoastră din programul Pony Pro, dump-ul, dați open și aici o să vă afișeze codul radioului.